drumul în lume și în vreme a cele mai fabuloase băuturi românești, și anume Pălinca. În urmă cu câțiva ani, într-un cimitir medieval din Tucot, o comună din județul Sabasa Malbere din Ungaria, niște arheologi au găsit într-un sicriu o sticlă de pălincă pusă acolo de veacuri pentru înveselirea celui dus pe cealaltă lume. Istoricii n-au avut curajul să guste din ținuța pitită acolo de veacuri, dar au desfăcut-o și au spus că aroma pălincii era nealterată. Chiar dacă pare metaforică povestea aceasta, aceasta este adevărată, așa cum adevărată este și povestea pălincii. Vă mulțumesc!